Haideți să facem câteva observații despre legământul cel nou. Și bineînțeles în comparație cu vechiul legământ, că noi în seara asta să celebrăm legământul cel nou. Dumnezeu este autorul legământului. Toate uh, verbele de aici sunt puse la întâia singular. Ia ascultați, voi pune legile mele în mintea lor și le voi scrie în inimile lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Pentru că le voi ierta în nelegiuire, nu voi mai aduce aminte de păcatele și fără de legile lor. Dumnezeu se prezintă pe sine ca autor al legământului, nu doar în sensul care spun. El îl inițiază. Și El împlinește legământul acela. El se asigură că este împlinit legământul. De în al doilea rând că legământul acesta are eficiență absolută. Aceasta este diferența majoră dintre primul legământ și al doilea legământ. Că Dumnezeu nu lasă condițiile legământului ca să fie împlinite de om. Și legământul vechi a avut o anumită eficiență. Unii au împlinit condițiile legământului și au fost binecuvântați. Le-au împlinit prin puterea lui Dumnezeu și au fost binecuvântați. Dar cei mai mulți dintre ei au fost neascultători și au perit datorită necredințelor. lor. Și poporul Israel a sfârșit ca națiune în exil. A doua diferență este că legământul acesta are eficiență absolută. Dacă legământul cel nou ar depinde de mine, frate și soră, și ar depinde de tine, te întreb cu cei diferiți diferit nou legământ de vechiul legământ. De că e lipsit de binecuvântările uh, materiale. Îl avea și binecuvântări spirituale și binecuvântări materiale. Ăsta nu are binecuvântări materiale, îi tot condiționat de puterea mea, de stăruința mea, de uh, eforturile mele, de voința mea și așa mai departe, legământul acesta este la fel de plin de cusuri și ineficient ca cel vechi. Scriptura, uitați-vă în textul acesta, arată o eficiență 100%. Voi pune legile mele în mintea lor, le voi scrie în inimile lor, vor, voi fi Dumnezeul lor, lor, vor fi poporul meu și nu vor mai învăța fiecare pe vicinul său sau pe fratele său zicând Cunoaște pe Domnul! Că toți mă vor cunoaște de la cel mai mic până la cel mai mare dintre ei în comunitatea noului legământ, candidații din noul legământ, beneficiarii noului legământ, sunt mântuiți 100%. Legământul are în viața lor eficientă 100% datorită lui Dumnezeu, nu datorită omului. Asta celebrăm. Asta este diferența dintre vechiul legământ și nou legământ. Legământul acesta este lăuntric. Ia zis ce spune Scriptura aici. Aici este iarăși -o, o mare diferență între vechiul legământ și nou legământ. Spune Scriptura așa. Voi pune legile mele? Unde? În mintea lor le voi scrie? În inimile lor. Vă întreb dacă am despica acum, în seara aceasta, Noul Testament de Vechiul Testament. Și am spune, ăsta e Vechiul Legământ, ăsta e Noul Legământ. Țineți Vechiul Testament, sunteți mântuiți, țineți Noul Testament, sunteți mântuiți. Care e diferența dintre Vechiul și Noul Legământ, dacă așa ar sta lucrurile? Nu ar mai fi nicio diferență reală. Evrei și învățau copiii legea lui Dumnezeu de când erau mici. Ei știau să bolmujească bine silabe evreiești, că știau deja legea lui Dumnezeu. Au respectat ei Vechiul Legământ și legea lui Dumnezeu? N-au respectat-o așadar nu ați ține legile lui Dumnezeu întinse pe toți pereții și a le învăța cu mintea, te face pe tine credincios, te face pe tine mântuit te face pe tine acceptat înaintea lui Dumnezeu că ei le-au avut, nu asta te face te, ce te face să respecti legământul? faptul că Dumnezeu le scrie în interiorul nostru, asta e diferența dintre vechiul legământ și noul legământ Dumnezeu nu le mai scrie pe table de piatră acum ci le scrie pe niște table de carne pe inimile noastre, le scrie în lăuntru nostru, da? Le scrie înăuntru nostru. Legea aceea scrie pe, scrise pe tablă de piatră nu dădea putere nimănui și nu le-a ajutat la nimic fără lucrarea lăuntrică a Duhului Sfânt. În al cincilea rând, legământul acesta este necondiționat. Aici e documentul. Ascultați-mă, ăsta e documentul la care trebuie să vă întoarceți. Deci asta spulberă orice erezie, orice legalism, orice sectă care se bazează pe legalism. Faci, primești. Nu faci, nu primești. Citește Constituția noului legământ care este scris în Evrei, capitolul 8. Și care arată foarte clar că Dumnezeu nu condiționează nimic. Sunt foarte ciudat. Nu condiționează nimic Dumnezeu. Voi face și spune ce se va întâmpla. Toți vor cunoaște. Hai, Dumnezeu, nu se poate să nu fie niciunul din uh, uh, nou legământ care să rămână pe de afară. Nu spune asta. Nou legământ nu este condiționat. Singurile condiții care sunt puse aici, știți care sunt? Dumnezeu se condiționează pe sine. Auzi ce spune. Eu voi pune legile. Eu le voi scrie. Și le voi scrie într-o asemenea măsură că nimeni nu va mai învăța pe altul și se spune cunoaște pe Domnul. Eu le voi ierta nelegiurile și nu voi mai aduce aminte de păcatele și fără de legile lor. Singurele condiții ale noului legământ sunt puse de Dumnezeu pentru sine însuși. Da? Sunt între Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul. Iar aceste condiții sunt îndeplinite în proporție de 100% de Dumnezeu. Noul legământ nu condiționează. În a șaselea rând, legământul acesta este spiritual. Legământul acesta este spiritual. Uitați-vă la toate binecuvântările care sunt menționate aici și niciuna dintre ele nu este de natură materială. Niciuna. Unii zic în felul următor. Avram, logică. Avram este tatăl tuturor credincioșilor. Eu sunt credincios. Avram a fost binecuvântat cu binecuvântări spirituale și binecuvântări materiale. Asta înseamnă că dacă eu sunt fiul lui Avram, trebuie să am binecuvântări spirituale și binecuvântări materiale. Pentru că oamenii nu fac diferența între natura vechiului legământ, promisiunile vechiului legământ materiale care au fost date Israelului etnic și promisiunile noului legământ, care în Constituția noului legământ toate sunt de natură spirituală. Toate. Apostolul Pavel măcar odată ar fi spus când Avram e tatăl tuturor credincioșilor, așa că știți de ce bogați puteți să fiți. El când izbucnește în laudă înaintea lui Dumnezeu, binecuntat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului Nostru Iisus Hristos care ne-a binecuvântat cu tot felul de bine. Vezi frate ce spune? Cu tot felul de binecuvântări. Duhovnicești, în locurile cerești, în Hristos Iisus. Foarte mare diferență. Și ce folos că au avut binecuvântări materiale? Au murit în necredință. Cea mai mare parte din Israel a trăit în apostazie. De la un bun început. Asta a fost istoria poporului Israel prin care Dumnezeu a demonstrat că vechiul legământ, bazat pe puterea umană, pe energia umană, pe voința umană, nu poate supraviețui, el trebuie înlocuit.